într-adevăr e magic totul ce se întâmplă și o spun asta pentru că știu ce, prin ce am trecut și ce mi s-a întâmplat. Și am trecut și eu prin dezamăgiri în timpul procesului. Și asta include procesul și dezamăgirea, ca să ne cunoaștem, să ne eliberăm de tot, de ce nu e nevoie, da? În field-ul nostru, în câmpul nostru, de ce nu e nevoie, totul se ridică și se curăță, trebuie să simți tot, toate culorile omenești, trebuie să le simți ca să se cearnă și să se aleagă ce rămâne și ce ce se vindecă, că altfel nu înțeleg, n-aud cum să sune altfel, adică se vindecă. Bun. Ce să mai la val, la mal, la val, la deal, la vale. Aveam răbdare cu tot ce se întâmplă, prin ce trecem. Încă o dată, pentru asta am venit pe pământ și eu nu vreau să să rog oamenii să se țină de în ce au pornit. Oricum, le simți și te aduce înapoi. Repede ești adus înapoi pe plutire. Dar așa, ca și susținere, cum am fost susținută și eu. Pentru asta ai venit pe pământ. E un fel de teren întors pe pământ. Pentru asta ești bine acolo unde ești. Ai ajuns foarte departe. Ai răbdare cu tot ce se întâmplă și prin ce treci și cu tot ce simți, cu cât mai puternic simți, te ancorezi și ancorezi minunea de pământ vibrațională, energetică, luminoasă. O ancorezi. Și dai bătaie mai departe, că ești bine unde ești.